De la începutul anului se constată o creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu COVID-19. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în orașe și localități învecinate. Șeful Direcției de Sănătate Publică cere autorităților să întărească acțiunile de control cu privire la modul în care populația respectă regulile de prevenire a răspândirii virusului. Trebuie să întărim controlul privind respectarea regulilor de răspândire a bolii și, pe de altă parte, să limităm posibilitatea întâlnirilor unor colective mari de oameni, care este un loc unde se poate răspândi boala cel mai ușor, și controlul în mijloacele de transport privind purtarea măștii, corectă a măștii în primul rând. Ce înseamnă însă purtarea corectă a măștii, ne spune tot doctorul Vasile Cepoi. Purtarea sub nas a măștii este un efort inutil, pentru că virusul în nas se dezvoltă. Deci degeaba porți masca pe gură dacă nu o porți pe nas. Această informație trebuie să o transmitem și populația să o înțeleagă. Cu toții dorim să aflăm dacă vom scăpa de pandemie și când vom putea reveni la o viață normală. Având în vedere ritmul în care numărul de infecții crește de la o zi la alta, probabil că după mijlocul lunii februarie vom atinge vârful și va începe perioada de declin, dacă între timp nu apare vreo altă tulpină cu un grad de contagiozitate mai mare, care a fost deja semnalată în diferite locuri, nu din România, deci din alte țări, atunci s-ar putea să ne aflăm la coada pandemiei, ca să zic așa. Dacă apare o nouă tulpină, atunci prognosticul e greu de făcut. Specialiștii sunt convinși că în scurt timp COVID-19 va deveni o gripă sezonieră. Dacă această pandemie se sfârșește acum, adică această contagiozitate foarte mare, cu o gravitate mult mai redusă față de tulpina Delta și celelalte tulpini anterioare, deci este sfârșitul pandemiei, atunci acest virus va deveni și el ca celelalte virusuri gripale și sezonier, probabil că se va manifesta. Însă, foarte important de avut în vedere că este într-adevăr acest virus mai puțin agresiv, dar pentru persoanele cu factori de risc el este suficient de agresiv. Deci în ATI avem acum persoane infectate cu virus care au comorbidități. Comorbidități care fac parte din categoria factorilor de risc. Este vorba de diabet, de boli cardiovasculare, de boli renale, boli hepatice. Obezitatea este iarăși un factor de risc major. În momentul de față, în județul Iași, incidența este de 10,57 de cazuri la 1000 de locuitori. În municipiul Iași, aceasta a ajuns la 15,4. Situații deosebite sunt în comunele Miloslava, Rediu și Valea Lupului, unde incidența este mult mai crescută și atinge cote de peste 22 de cazuri la 1000 de locuitori.